Începând de astăzi, ora 20, măsura de carantină zonală a fost prelungită cu 7 zile. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate pe baza declarației pe proprie răspundere. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin cu localitățile aparținătoare intră din această seară în carantină pentru încă o săptămână. Astfel, restaurantele, magazinele, sălile de jocuri rămân închise, program prelungit având doar farmaciile și stațiile PECO. Asta nu e carantină, mă, astea mint hoții ăștia de la noi din guvern. Mint toți. Noi nu avem un guvern de Doamne ajută. Asta e ciuma și holera care a fost acum 300 ceva de ani urmă. Asta e aia. Considerați că am ajuns în această situație din cauza guvernului? Da, ce, ei au făcut și fac așa ceva. Așa a fost bunicul, spuneam ei aici în Severin, că am crescut aici de mic copil. Atunci, în timpul ăla, aveam eu vreo 7 ani sau 8 ani, și a zis bunicul că a fost holera aia și ciuma, și avea, cu atunci avea un radio, se asculta la radio Europa Liberă. Și vorbeau aia și spunea tot la fel ca și acum la noi. Pe întreaga globă, unde a fost. Nu numai la noi aici. Păi ce să mai fie dacă e problema cu boala asta? Considerați că e un lucru bun sau nu? Păi da, acum, dacă trebuie să oprească cum. Pe toată durata carantinei este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare sau al băuturilor alcoolice și non-alcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem take-away sau catering. În interiorul mall-ului din municipiu se va intra doar în baza unui certificat verde valid. Cred că este o măsură bună. Dacă țările mari, Israelul, care e o țară, fără să mai comentăm. Păi să ne mirăm? Eu am fost de vină cu dumneavoastră, Ei, ăia din fruntea țării, ei au fost vinovați, nu eu. Sau oameni de rând. Nu, eu sunt în zonă, eu n-am plecat de acasă și nu plec de acasă. Eu mă duc până mi-au pâine acolo din sa și mă duc când a fost. Stau la mine în cotețul meu acolo. Dar, uite, piața acolo. Eu n-am văzut de când sunt eu aici. Am stat în oraș, am 70 de ani, dar nu am văzut piață gol. Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri, alimentare și nealimentare, este până la ora 18, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop. De asemenea, obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise rămâne în vigoare.